căsuța noastră. Omorâți-mă cineva! Întâi ne-am sărutat. Deci... Crispin Roll, ai sau nu iubită? O să fiu sincer cu voi toți. Adi stă deasupra mea și nu înțeleg ce vrea să fac. Pica de damă, arată-te. Serios? Băi, Crispin? Adi, cred că mi-a digerat jumătate de picior. Salutare, tror, mă numesc Eugen. Îl am lângă mine pe Crispin și Adi. Iar astăzi am decis să profităm de timpul de afară și vom sta 24 de ore într-o mașină înghețată. Cred că asta este una dintre cele mai mari frici ale mele. Mereu imaginam că iarna ajung într-o pădure, mașina se defectează și îngheț acolo. Înțeleg despre ce zici, mai ales când rămâi fără apă, mâncare sau haine groase. Aștepți ajutorul, dar el nu vine. Băieți, stați calm, doar doi dintre noi vor fi blocați în mașină, iar a treia persoană va avea grijă să-i hrănească, să le aducă băuturi calde și să-i scoată din mașină în caz că situația devine critică. Și cine vor fi norocoșii care vor sta închiși într-o mașină 24 de ore? Încă nu știm, vom decide prin metoda Orange Blue! Orange Blue! Nu! No! Băieți, felicitări! 24 de ore într-o mașină îngheță. Împreună cu Adi! Împreună cu Crispin! Băieți, să știți că eu sunt cel mai fericit, voi sta afară! Afară 24 de ore! Dragi prieteni, înainte ca să intrăm în mașina aceasta și să rămânem blocați acolo pentru 24 de ore, avem nevoie de susținerea voastră. Așa că apăsați chiar acum pe butonul de like, pentru că riscăm cu sănătatea și chiar cu viața noastră filmând acest challenge. Adi, hai merg din mașină, să mergem! Este locul meu, okay. La volan! Cum o să conduci pe mine? Băi, mașina deja e înghețată. Nu am idee cum vă stai aici 24 de ore. Băieți, mâine dimineață! A, de foarte frig aici. Dar nu mai zic, Crispin, mie parcă nu mi-e îngheață tot. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. La fel. Filmai sicriile de aici deja. Ne-am cuiat? Băi! Am curiat mașina! Poate confortabil, pentru că o să stăm aici 24 de ore. Deci, practic, asta e un mini-hotel. Cred că fundul meu va fi amorțit. Pentru a fi sigur că băieții stau în mașină în următoarele 24 de ore, voi îngheța mașina cu ajutorul jetului de apă! Eu, în general, nu sunt pregătit pentru acest challenge. Uitați-vă că am Adidas. Bă, nu scai nici aici! Uite la fața lui Eugen! Îi distruge mașina. Da, Eugen, mai ales eu cu bocanii mei murdari. Wow! Vreau să fac un strat mare, mare de gheață. Și cred că o să-mi reușească, pentru că afară sunt minus 9 grade. Doar imaginați-vă. Înspre dimineață temperatura va fi tot mai rece și mai rece. Minus 8, minus 9, minus 10. Ajungem chiar și la minus 10 grade. Doar priviți cât de rapid îngheață apa, ia priviți, este gheață! Cred că ăsta va fi ultimul videoclip în care noi apărăm, da. Pentru că am o presimțire proastă. Moca, deja cu tine filmează Eugen. Ca să fie totul cinstit, voi îngheța mașina de jur împrejur. Se poate! Mai bine de 40 de minute de când îngheț mașina. Se pare că eu sunt cel care are de îndurat decât băieții. E frig, băieții măcar stau la cald. În doi se încălzesc cumva, dar eu trebuie să o îngheț până când mașina o să aibă un strat destul de gros de gheață. Eu zic să căutăm prin torpedouri, poate Eugen ascunce. Covrigi! Oh, nu murim de foame astăzi! Miroase mai întâi. Cum mănânci așa? O, nu știu, o vor bat în gură. Haide, nu tot ce vezi în jurul tău trebuie să bagi în gură. Fă o comparație, ce se poate și ce nu. Nici măcar muzică nu putem asculta, mașina este da. Moartă. Deci dacă credeți că o să punem căldură, nu. Nu avem cheile, e imposibil să punem căldură aici. Ia priviți ce țuțuri avem la geam. Și aici, în partea asta. Aș zice că am pus deja mai bine de 6 straturi de gheață. Haideți să vedem câți bani are Eugen. Card holder. Deci să trai și ies cardul dintr-o parte. Nu are carduri. Nici bani. Ah,
Oh, un ceas. Deci ceasul ăsta o să fie dovadă că noi vom sta 24 de ore aici. Începem challenge-ul practic la ora 11. Miroase chestia asta. Asta e a mea! E a mea! Nu o să stai treaz toată noaptea. Adi, îmi pare rău că ai rămas blocat cu mine în această mașină, dar îți promit că va fi cea mai frumoasă noapte din viața ta. Periodic geamul din spate îl curăț, pentru că mai târziu băieților o să le fie foame și o să dea geamul în jos un pic și o să le dau de mâncare. Deja o să vedem cum le va fi norocul după roata norocului. Ghici, o să facem? O să ne uităm la pozele mele? Semnalul ce m-a uitat la pozele tale? Păi uite ce drăguț sunt în poza asta. Uite, facem colaj. La naibă o să trebuia să stau 24 de ore cu ăsta. Uite, sunt la mare aici, privește. Eram cu pielea goală acolo, efectiv. Noapte bună. Uite cum savurez vata dulce, Adi. Admiră. Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Căsuța noastră, cuib ușor de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, omorâți-mă cineva! Întâi ne-am sărutat. Avem deja 2 ore de când suntem într-o mașină înghețată. Haide, zic să mai mergem în spate, schimbăm poziția. Crispin mie personal mi-a înghețat fundul, așa că eu o să mă duc în spate, vreau să mă fac mult mai comod. Dacă vrei, hai și eu sunt primul! Am vrut să zic că dacă vrei, hai și tu, dar văd că eu sunt și primul. Oh, băi, atent! Ce te pui deasupra mea? Hai că o facem după, deja. Au, stai că nu pot întoarce. Nu m-a cărcat pe mine! Mă doare! Cu ce naiba mă ocup? Adi stă deasupra mea și înțeleg ce vreau să fac! Deci, dragi prieteni, vreau să vă spun că în spate e mult mai comod decât în față. Apropo, o chestie, Eugen ne-a deschis acest geam, de parcă nu era destul de frig aici, Eugen. Haideți să mai amintești că Eugen a spus că ne hrănește astăzi. Hai să-l sunăm. Hai să-l sunăm. Sunăm pe Eugen. Nu scapă așa de simplu el de noi. Este ora 2:22. Arată ora ca dovadă, că e ora 2 acum. Alo? Eugen, ne este foame? Da. Adune ceva cald. Vrem mâncare. Urgent. Foame. Ne așteptăm mâncare. Domnul Eugen! Sunteți bine? Da, până când. Vrem mâncare doar, multă mâncare. Ok, o sticlă, dacă îți poți. Am zis că am pregătit pentru voi o surpriză. De fapt, de ce vă este foame? De ceva cald! Aș vrea ceva cu carne, de la McDonald's. Ok, am pregătit burger, pentru poate. Voi roata norocului. Și ce o să vă nimerească, ce o să mâncați? Cine vrea să fie primul? Eu! Ia mâna la o parte, mie mai tare mi este foame. Hai! Burger, să vedem! Eu nu m-aș plânge de o pizza. Mâncare studențească. Crispin, știi ce înseamnă asta? Ceva călduț și gustos. Sper să fie gustos. Iar acum, haideți să pregătim mâncarea studențească. Da pentru Adi? Da pentru Adi mâncare, Eugen, ai scăpat ceva. Suntem doi. Păi mai întâi te hrănesc nu, pe tine. Nu, hai pe ambi odată, să mâncăm împreună. Ok, hai Adi. Băieți, de data asta nu o să mă uit. Vreau să văd reacția voastră. Bine. Stai, Adi, de unde să iau un burger la ora asta? Mă, adică de unde? Te duci frumușel la McDrive. La McDrive și iai un burger. Sau două. E 24/7. Stai, Crispin, așteaptă până când merg la McDrive sau îți fac, îți pregătesc mâncarea. Aștept. Vreau să mănânc împreună. Am eu să mâncăm. Ok, deci împreună. Să mergem până în oraș după un burger. Yay! Turi. Da. Am să vă rog să parcați mașina și vă aduc mâna apărat. Da, mersi. Da. Mersi. Da, mersi. Acum mergem la băieți să-i hrănim. Ia priviți ce pungi mari și pline de burgere, cartofi. Să știți că acum regret că nu sunt în locul lui Adi sau Crispin. Trebuia acum să stau în mașină și să nu fac nimic. Dar așa sunt pe post de spălător auto, trebuie să îngheț mașina, să le livrez mâncare, nici nu știu ce urmează. Avem aici un burger pregătit pentru Adi, iar acum urmează să facem mâncarea lui Crispin. Pentru asta avem nevoie de Rolton cu gust de vită.
care îl desfacem, îl introducem în pahar, după care adăugăm apă fierbinte. Așteptăm 3 minute și mâncarea studențească este gata. Băieți, sunteți pregătiți? Eu da. De o masă gustoasă. Văd vapor de aici. E foarte fierbinte. E o chestie, nu înțeleg. De ce din burgerul meu nu văd vapor? Pentru că a durat un pic până am ajuns. A, da. Băutura lui Crispin? Păi, mâncarea lui Crispin a pregătit-o aici în studio. Eu sunt fericit, Eugen. Doar eu că mi se topește fericit. Furculița. Nu, nu, nu! Cum o să mănânc pastele acum? Mamă, o să mănânc pastele cu degetele. Îmi faci ciudă acum, da? Poți să-l înmoi în supa lui Cristin. Eu o să-l pun la vaporul lui Cristin, că e rece, e urgent. Ce carne asta rece? 24 de ore o să supraviețuiesc cumva. Poți să încercăm. Hai, ține, mușcă de aici. Trebuie să mă împart cu el. Cine am și băutură ce... fierbinte și mâncare gustoasă. Eu trebuie să împart pentru că cine știe ce mi-a face noaptea când noi dormim. Băieți, după acest episod aveți grijă. După acest episod văd că toată mașina ta o să fie de fermitor și... Nu, e altceva, e vorba despre altceva, dar... Dacă știți despre ce vorbești, scrieți în comentarii. Uitați-vă, dragi prieteni, că ne-am primit mâncarea mult așteptată. Un burger rece. Și băutură fierbinte. Vreți să gust? Eu zic să leși tot lichidul ca să fie o sursă de căldură pentru noi, adică tu poți pui acolo mâine. Nu, 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 eu vreau să bag lichidul ăsta în mâine, să fiu fierbinte. Ok, să fii tu fierbinte. Noi ne continuăm aici cena și revenim după ce mâncăm. Ce-i asta? Perne! Băi, eu nu le-am văzut. Băi, avem două perne, o pătură sau ce-i asta? E o pătură în față de masă asta. Băi, văd că e lungă, cred că o să ajungă și pentru tine dacă vrei atât de tare. Crispin, vreau să zic un secret. Zic. Gazprom Adi, mulțumim pentru căldură. Crispin, vreau să mai zic un secret. Nu, nu, fără secrete pe ziua de azi. Ce pot să vă spun este să apăsați pe butonul de like, pentru că noi suferim aici. Eu stau și mingheați pentru fondul, voi. Iar voi trebuie să apăsați numai decât pe butonul de like. Adi, știi că eu vreau la baie. Pe fereastră. Nu, 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 eu nu o să pot pe geam. Și... Crispin, știi vrei cum? Un secret? Da. Uite în partea dreaptă. Am găsit o sticlă goală. Nu e goală, e gheață. Am găsit și sticla în mașină, vă imaginați? Dragi urmăritori, dacă vă aflați în pădure și acolo nu există baie, pur și simplu găsiți o sticlă goală, unde puteți să vă faceți toate necesitățile fiziologice. Adi, te rog să nu te uiți, pentru că urmează și eu să o fac aici. Eugen, vrem Eugen. Mâncare. Am decis să ne uităm la un... Ne-a închis în față. De ce, Eugen? Ah. Deja ai venit. La comandă, știi, adică la peleș. Eu credeam că tu deja ai dormit și ai uitat de noi. Băieți, ai popcorn pentru noi? Mâna în mașină, n-ai voie să ieși. Corpul nu are voie să iasă, Eugen, dă-ne popcorn. Eugen, tu ești ucis în mașină sau noi? E foarte gustos. Eugen, vrem mâncare. Ați mâncat acum, supă. A trecut deja o oră jumătate de când am mâncat. Dacă nu dai popcorn seara, în afară de popcorn, o să nu ieși bătaie. N-aveți voie să ieșiți. Dar mâine dimineață, vezi de mașină. L-am luat. Ce înseamnă să fii rapid? Adi, avem mâncare, putem să privim acum un film. Ne-a făcut confortabil. Și avem mâncare la noi. Punem video de la Orange Plus. Da. Ce vrei să privești? Videoul nou pe care nu l-am privit încă. Videoul de astăzi este cine mănâncă cel mai mult câștigă 1000 de euro. Oh, nu l-am privit. 3. Îmi place noul videoclip. Noi să primim video acesta și revenim de la voi. Deci noi acum am terminat de privit episodul Orange Blue și am o propunere către tine, Adi. Sper să-mi placă și mie. Hai să jucăm adevăr. Sau provocare. A, bună idee. Adevăr sau provocare? Provocare. Ești neînfricat, văd că. Da. Te provoc. După 4 ore cu tine mașină. Să lingi gheața aia de la geam. Voi vedeți la ce mă supune Crispin aici?
Bă, e delicioasă. Ori eu nu am băut apă și mi-era sete. Bă, e delicioasă, serios. Ce alegi între adevăr sau provocare? Adevăr. Haide să începem ceva mai simplu. Crispin, știi ce întrebare am eu pentru tine? O întrebare pe care toate fanele noastre vor să afle. Dacă ai sau nu prietenă. Deci, Crispin Roll, ai sau nu iubită? O să fiu sincer cu voi toți. Din păcate sau din fericire, nu am iubită, sunt singur și îmi caut aleasa inimii. Poate fi cineva dintre voi, poate, cine știe. Așa că o aștept cu mare nerăbdare. Poate ești chiar tu. Adi, adevăr sau provocare? Băi, am ales provocare să fie adevăr. O să-ți dau o întrebare care cred că nu mă interesează doar pe mine, dar și pe toți urmăritorii noștri. De ce porți ochelari? Mi se pare că o să pui și mie de iubită. De ce port ochelari? Păi, Crispin, adevărul este că eu pot și fără ochelari să văd. De ce porți atunci? Pentru că stau foarte bine. Glumeam, să nu face să măgesc pe nimeni. Am probleme cu vederea. Am înțeles. Adevăr sau provocare? Bă, lasă să fie provocare, sunt și eu. Uite practic. Așa, ești bărbat, bravo. Deci fii atent, o să trebuiască să faci roata în această mașină. În spațiul ăsta mic? Da! O să încerc să fac roata. Eugen, ne pare rău pentru toate urmele care vor deveni. Bă, podul. Am făcut-o și pe asta. Acum nu mă pot mișca deloc. Nebun, am făcut roata. Ce n-ai vorba cu mine acum, doamne? Crispin, câte ora? Este ora 3:25 de minute. Băi! O lumânare? De ce Eugen poartă mașină o lumânare? Mare roșie! Caută chibrite! Am cea mai tâmpită idee posibilă. Am găsit! Deci fii atent ce o să facem. Un ritual. La ora 3 de noapte. O să chemăm foc, da? Pica de damă. Dacă apare aici o femeie urâtă care începe să ne bată, ce eu facem? Superstițios, Crispin. Eu am fost în unele dintre cele mai bântuite locuri, așa că aprinde lumânarea și o să-ți arăt că nu există fantome. Ok, trebuie să spunem ceva, o rugăciune, abracadabra sau ce să zicem. Eu gen sper că mașina nu-i pe gaz. Ora 3, 3 oglinzi. Una din lumânări trebuie să fie în oglinda din mijloc. Noi trebuie să ne uităm fiecare în oglinda lui, pentru că fantomele se arată doar unei persoane. Și trebuie să zicem, pică de damă, arată-te, de 3 ori. Oh, mi-e frică deja. Eu trebuie să fiu atent să nu aprind mașina. Observi asta. Băi, aburi. Aerul a devenit mult mai rece. Prezența fantomelor e reprezentantă prin schimbarea temperaturii. Mai facem chestia asta? Desigur că o facem, era 3, hai! Da, desigur, hai! Hai, o să ne uităm noi aici și o să zicem toți împreună. Ce voi scrieți în comentarii. Ce să zicem? Pică de damă, arată-te. Ok, hai. Pică de damă, arată-te. Pică de damă, arată-te. Pică de damă, arată-te. Aaaa! A, nu? De ce? Crispin, o să fac acum un jumpscare de ăla nesănătos. Băi, eu-s cu lumânarea în mână, dacă mă sperii pe mine o să-ți sar. De ce îmi plânge? Îți dau foc acum. Gata, ține lumânare. Bă, e horror asta! Nu, eu superstițios, Crispin. Nu ai cum să mă sperii. Bă, dar e horror. Serios, acum e horror. Ce s-a întâmplat? A fost ceva? Ce te uiți așa la mine? Hai, Adi! Termină cu prostiile. Crispin, tu vrei să mă mai duc nicio locație? Ce cu tine, mă? Termină cu prostiile, știi că mă tem și așa. Hai că nu a funcționat deloc. Propun că a venit timpul să dormim acum. Mai dorm cu tine acum în mașină. Băi, tu nu-ți aduci aminte nimic? Ce să-mi aduc aminte? Ce te pui deasupra mea? Hai că o facem după deja. Uite. Mă rog, ajutați-mă. Dragi prieteni, este aproape ora 4 dimineața. Cred că vom dormi puțin pentru că ne este foarte frig. Și ca să nu înghețăm, cred că a venit timpul să dormim. Sperăm că ne vedem mâine dimineața, vii și nesănătoși. Și nesănătoși. Eu morți nesănătoși, da. Băi, începutul este. Așa. Bine, vă pupăm și mergem la culcare. Ne revedem mâine dimineața. Noapte bună. Noapte bună.
trezire. Băi, trezire. Ce faci? Ce scuci tăi? Sunt roșii. Tu măcar ai dormit? Am dormit, dar nu prea bine. Nu mai zi. Ora 8 și 5 minute. Și afară sunt minus 2 grade. Însă mașină simte parcă ar fi mult mai frig. Sunt curios ce fac băieții. Băieți, v-ați trezit? Adi, eu nu-mi simt picioarele deloc. Nu doar au tu. Au înghețat bohnă. Nici fundul nu simt. Hai să încercăm să facem ceva mișcare. O venit și Eugen. Se aud sunete. Băieți, cum vă simțiți după 24 de ore într-o mașină înghețată? Ca un cup de gheață mă simt, Eugen. Ca un cup de gheață? Văd că e cald la voi. Da, ați păstrat căldura. Foarte cald. E mai frig decât afară. Să știți că am o surpriză pentru voi. Două pahare și vedeți ce primiți în ele. Dar nu le duceți departe pentru că urmează laptele și cereale, doar că este rece. Ok, Crispin, hai să luăm micul dejun, poate ne revigurăm după. Eu voi începe cu cerealele, după care voi adăuga laptele, pentru că așa fac toți. Cerealele, după care laptele? Da. Toți adaugă mai întâi laptele, după aia cerealele. Păi nu este practic așa. Eu zic ca urmăritorii noștri să scrie în comentarii, voi ce adăugați prima dată? Laptele sau cerealele? Cerealele, după laptele, care laptele? Laptele. Cereale, hai să țineți-mă lapte. Cât mai multe comentarii cu laptele, după aia cerealele. Hai, Adi, să fii sănătos. Sănătate. Băi, dar lingură măcar, serios, Eugen, lingură măcar. Cu gura. Eugen, știi că ni s-a făcut dor de tine? Eugen, Crispin, văd că duci conversația asta cât mai lungă. Eu zic direct, adune ceva iute, numai decât. Și o cafea fierbinte. Și o cafea fierbinte. Două cafele fierbinte, dar du ceva iute, numai decât. Preferabil un ardei. Priviți că a început și să ningă. Băieți, cine are nevoie de un ardei? Prea multe întrebări de ardei. Pentru ce? Am nevoie de el. Eu tot nu știu. Mai am unul dacă vrei. Dă-i și un crisp. Bravo, Eugen. Băi, te-a apreciat că ne-a adus doi. Unde e cafeaua mea? N-am reușit. Nu am patru mâini. Ok, eu aștept. Ai nevoie de o cafea? Dumneavoastră, domnule? Hai să fie o ciocolată caldă. Ciocolată caldă. Ok, altceva la desert? Da, Napoleon, vă rog. Vedem dacă avem în stoc. Și mure de pădure. Ok. Bine. De ce a cerut ardeiul, vă întrebați? De ce ai cerut ardeiul ăsta? Crispin, ce să faci cu el? Ți-e frig, mamă, la picioare? Păi nu le simt deloc. Ok. Nu pot să zic că-mi frig sau... Descalță-te atunci. Am văzut pe internet un life hack, cum că dacă rupi ardeiul ăsta și îl pui la tine în încălțăminte, o să fie mult mai cald. Dar în chiloză că-l pun? O să-ți frici cucul. Deci descalță-te, serios, avem nevoie de treaba asta. Nu mi-e frig, nu-mi simt picioarele deloc, adică e bine acolo. Eu o să mă descalț, eu nu le mai simt. Oh, ce de rece! O să rupem așa și o să punem toate semințele, toate bucățele înăuntru. Băi, deja se simte o diferență, dacă sincer. Marc picioarele la naibă! Simt o mâncărime în picior! Uitați-vă, o mușcătură adevărată. Ei, uite, fii atent! Băi, uite. Uite, dar se simte efectul. Crispin, aici doar unul dintre noi se pare că vrea să supraviețuiască. A, deci știi că de la fric poți să ai foarte multe halucinații. Eu sper că toată treaba asta cu challenge-ul e o halucinație, dacă sincer acum. Nu, eu cred că la tine deja au început. Mănânci ardei, uite. Îl bagi în încălțăminte, în chiloț. Pare rău, dar ești pe aproape... dus. Cele mai fierbinți băuturi pentru băieți! Cum de e caldă? Uitați-vă aburii cum ies. Deci eu băutura asta nu o să o beau, o să o pun pur și simplu așa între picioare. Ca sursă de căldură. Da. Băi, e legendar. Îmi pare rău, prieten, dar eu trebuie să savurez sursa asta de căldură. Și ciocolata asta caldă, Crispin la fel acolo cu... cafeluța lui de dimineață. Belissimo. Punem niște muzicuță acum de dimineață. Băi, mood-ul a crescut puțin. E mult mai fain acum. Așa că ne revedem după ce bem cafeaua asta. Și am uitat de vlogul ăsta. E deja ora 2:30. Și am pornit camera dintr-un motiv. Vrea să renunțe. Ce ai, băi? Mă doare piciorul foarte tare. Nu-l mai simt practic până la jumătate. Iar de acolo încep niște dureri groaznice. Serios? Băi, Crispin. Adi, cred că
mi-a degerat jumătate de picior. Nu mai pot, nu simt piciorul. Băi, zic să nu ne jucăm cu toată treaba asta, să nu-l piogea. Au mai rămas doar câteva ore. Hai că sunt ok. Crispin, cu chestiile astea nu... Hai că sunt ok, pentru chestiile astea nu ne jucăm. Chestiile astea nu trebuie să ne jucăm. Eugen, vino repede la mașină, avem o urgență. Băieți! Ce urgență? Lu Crispin e degerat piciorul. Degerat? Nu-și simte piciorul. Să înțeleg că renunțați acum. Băi, da. Și acum nu e de glumă, serios, scoate-mi din mașina asta. Păi ieșiți, simplu, pe geam, nu știu dacă... Aha. Pe geam, băieți. Încearcă să deschizi. Hai! Stai că nu-i doar atât de simplu, trebuie să scoate și pe Crispin cumva de aici. Băieți, o să încerc totuși să deschid ușa. Uite așa. Oh, sunteți liberi! Hai, mișcare! Să circule sângele! A făcut mișcare. O oră și ceva a făcut mișcare. Adi, iese și el sau mai rămâne? Adi, mai rămâi singur? Nu, eu ies. Ieșiți, vă rog, la aer! Păi, eu încerc. Libertate! Au! Cum ies, Eugen? Ține măcar camera. Scaunul trebuia să-l tașezi normal. M-am blocat. Băieți, acum o întrebare. Cum vă simțiți după aproape 24 de ore în această mașină? Mă simt ca un cup de gheață. Nu-mi simt membrele și vreau mai repede acasă la călduț. Sunt totalmente de acord cu tine și vreau să zic că ăsta a fost unul dintre cele mai groaznice și periculoase experimente din viața mea. Nu-l mai repet niciodată. Cred că acest episod merită un like de la voi. Numai decât. Nu strângem un număr anumit, dar simplu, dai un like pentru... Curajul nostru. Ăsta a fost un experiment de supraviețuire. Deci tot a fost pe real. Noi am stat într-o mașină înghețată, iarna, pe minus 8 grade afară. Scrieți în comentarii ce am putea să mai facem timp de 24 de ore. Ca de exemplu să mâncăm portocale în continuu. Îmi place asta ideea pare asta. Faină, e mult mai bine. Cu voi a fost Eugen, Crispin și Adi. Ne revedem la un nou challenge. Adi, deschide gura. O să încerc să ne meresc în gura ta cu acest jos. Haide, deschide gura. Deschide gura, bă. Eram pe aproape. Încă o dată. Crispin, eu am o foarte mare necesitate de entertainment acum. Vrei să ne jucăm în ceva? Nu, vreau să mă uit la un film. Ce poți face noapte, mașină, la ora 3 dimineața, când nu ți-e somn? Hai să dansăm. Te uiți la un video Orange Blue, băi.